Da, într-adevăr, două reprize total diferite. Da, trebuie să ținem cont totuși că eu am spus de foarte multe ori că un antrenor la ora actuală nu poate să facă mare lucru la echipa națională. Stau și mă întreb și eu de ce repriza a doua a jucat într-un fel și prima repriză în alt fel. Cred că nu s-au încălzit bine la începutul meciului. Bun, întrebare. Asta este responsabilitatea? Este problema lui Edi? Direct? Că prima repriză... Eu am spus-o... E problema lui... Adică te întreb direct. E problema lui Edi? Că afară... au jucat în prima repriză foarte prost și în a doua mai bine? Pentru că stai, acum hai să nu exagerăm lucrurile. N-am jucat... de parcă eram Real Madrid în a doua repriză. Da! Adică, ce vreau să zic? Am jucat atât de prost în prima repriză încât orice creștere s-a văzut în a doua repriză. Asta te întreb. Este responsabilitatea lui Edi asta, până la urmă? Nu, fiindcă nu cred. Poate la începutul meciului a vorbit frumos cu ei și la pauză cred că parcă am țipat puțin la ei. Da, acum la eu am spus-o, în fotbalul românesc trebuie, în afară de antrenor, trebuie și unul cu băta. Jucătorii în ziua de astăzi au calitate, dar unii nu prea se gândesc la fotbal, se gândesc la totul altceva. La ce? La mașini? La gadget? Eu știu la ce se gândesc. Jocuri pe calculator. Noi când veneam la echipa națională, ți-am spus, era o mândrie pentru noi. Numai să ne cânte imnul. Acum mulți îmi dau impresia că vin în vacanță când vin la echipa națională. Și nu știu nici imnul. Asta. Nu știu. Bun, deci așa ca o primă concluzie. Ți-a plăcut ce ai văzut aseară sau iar suntem, știi cum, iar suntem, am jucat ca niciodată și am pierdut ca întotdeauna. Știi unde se aplică asta, nu? În primul rând la handbalul feminin, da, unde întotdeauna jucăm, mamă, cum jucăm, bineînțeles că pierdem toate. Ori vrei să spui ce, uite, eu am curat să fac pariu cu tine că ne calificăm, prindem locul 2. Nu pot să fac, și eu îmi doresc asta, nu să fac pariu împotriva ta, mai înțeles, că și eu îmi doresc lucrul ăsta. Tu zici că prindem locul 2? Bun, dar meciul de aseară ți-a dat speranțe că prindem locul 2? Da, dar nu pune meciul de aseară, fiindcă vorbim foarte mulți titulari, care 5-5 contează foarte mult într-o echipă. Dar eram pierdut. Poți să construiești, mă, să pierzi. Păi de ce nu poți? Păi nu poți, dacă că nu există pe pământul ăsta. Dacă nu-ți vin 5 jucători titulari. Nu, 7, cred că. 5, pune 5 titulari. Și chem 5 care n-au jucat săracii. Da, dar Mutu a avut puțină dreptate ce a spus înainte. Că noi am jucat a doua repriză cu ceilalți care nu sunt titulari, am jucat mai bine. Poate singurul meci care cei care au venit la echipa națională și-au dorit să facă lucruri bune. Deci de ce nu și-au dorit ceilalți? Păi ți-am spus, ăștia, vechi, ăștia care sunt foarte vechi la echipa națională, eu am spus-o de foarte multe ori, îmi dau impresia că vin în vacanță. Puțin plictisit? Deci da, Edi, de un an, nu, că nu l-au pus de un an, de când l-au pus, tot pe ideea asta merge. Că, dom'le, că mai avem și fiorul ăla Alin, pentru țară. Alin, că Edi, mai avem, Alin, că ar trebui să-l Alin, avem. Mă rog. Edi, nu mai are timp. Și mai e o problemă. Gândește că toți titularii care au intrat, hai să vedem câte meciuri internaționale. Păi stai, de asta o știm. Asta nu e ceva. Adică Dani, și de unde vin? Unde joacă la cluburi? Că păi în, poate, în datorită faptului că vin serie și își doresc, cum eram noi, ne doream să facem, să jucăm bine. Când veneam la echipa națională. Ăștia bătrâni, cred că sunt cam plictisit. Care sunt bătrâni? Hai să-i vedem cât sunt de bătrâni.